destinație. Suntem la Râmnicu Vâlcea, aici unde am găsit un mic sat format din 4 case vechi de peste 100 de ani, aduse din Maramureș, și o șură pe care abia aștept să le descoperim. Locul este minunat aici, este un paradis cu priveliște spre masivul Cozia. Văd că în dreapta mea șef Andrei Lumina pregătește bunătăți. Abia aștept să gust, dar până atunci, hai să aflăm povestea locului. Ana Maria Duduleanu și soțul ei, ambii îndrăgostiți de natură, visau ca la pensionare să se retragă într-un loc plin de liniște. Numai că și-au spus că viața este prea scurtă și s-au întors în țară după 5 ani în care au locuit în Franța. Și așa au început să-și clădească visul cu mult timp înainte de pensionare. 4 ani au muncit pentru a crea un loc care să fie mai mult decât o cazare, un loc dedicat grupurilor și turismului descoperirii de sine, așa cum îl denumesc ei. Ne place foarte tare spiritul lucrurilor vechi și ne place foarte mult să le aducem în valoare în lumea actuală. Cred că au o energie aparte, lucrurile vechi, și de asta le-am strămutat aici și le-am regândit. Trebuie să spun că locul ăsta este tare frumos și priveliștea și liniștea de aici. Vreau să știu dacă ați căutat mult un astfel de loc. Am căutat un pic. Am căutat un pic pentru că nu l-am moștenit. Așa, ok. Din nefericire. Dar ne-am dorit să găsim un loc cu priveliște, să aibă cât mai multe utilități și să fie la maxim 3 ore de București. Și în momentul în care am intrat aici și am văzut Cozia, cum mi s-a deschis în față, am zis, ăsta e locul pentru noi. Nici Ana Maria și nici soțul ei nu aveau legătură cu turismul, ea venind din zona de comunicare și de marketing, iar el din zona de management. Doar că nu te poți pune cu iubirea pentru natură și pentru obiectele vechi care spun o poveste. Acest sentiment i-a îndreptat spre restaurarea caselor vechi de sute de ani pe care au vrut să le valorifice. Avem acest living și la etaj? Sunt două camere. Sunt două dormitoare. Sunt două dormitoare care sunt separate, da. Ce ai aici de la bunica? Sunt curioasă. Aici am din lada de zestre a bunicii și o să trec așa. Am aceste perdele care sunt țesute la război. Sunt făcute în casă și nici nu le-a făcut ea. Dacă mama mi-a zis bine, ar trebui să fie de la soacra ei. Și atunci le-am găsit ca metraje și le-am făcut perdeluțe. Și la fel, toate sunt croșetate de ea. Îmi place și masa, este tot veche? Masa este veche, este de la o piață de vechituri din Franța. Intenția noastră a fost de a construi un spațiu foarte natural, în care să se regăsească texturi naturale, în care să fie mult in. Și atunci, nefiind un spațiu tradițional românesc, ci mai degrabă al simplității și al naturalului, s-au integrat foarte bine obiectele vechi din diferite colțuri ale lumii. Este casa rădăcini, Așa. Despre care îți spuneam, și este singura în care livingul este deschis, pentru că ne-a permis structura de rezistență. Și am decis să o facem așa mai spațioasă la parter. Și am numit-o casa rădăcini pentru că am simțit-o noi ca fiind o casă așa foarte așezată, foarte împământată, ca o rădăcină bine înfiptă în pământ cumva, și de asta și cromatica este tot din zona asta a pământiului și a copacilor. Sunt obiecte vechi pe aici? Da, avem. Avem acest șifonier care este tot din stejar și ce este... Ce frumos e! E foarte așa masculin, impunător. Da, uite, apropo de casa rădăcini, că așa am simțit-o și noi ca o casă mai impunătoare, este tot de o piață de vechituri din Franța. Și acesta. Masa are o poveste faină. Masa este făcută de noi, de soțul meu și de băieții care lucrează la noi în curte, dintr-o bucată de stejar găsită dintr-o gospodărie pe aici. Iar la etaj sunt două dormitoare, nu-i așa? Da, sunt două dormitoare. Cum se numește căsuța asta? Se numește Origini și se numește așa pentru că este un tribut adus familiilor noastre. Găsim în această casă mai multe obiecte vechi din familiile noastre decât găsim în celelalte. Avem un covor
care este de la mine, din zonă, din Oltenia. Așa. Și este de la bunica mea, din partea tatălui. Șifonierul la fel este foarte vechi, adunat tot de la o piață de vechituri. Și sus la etaj sunt două cufere pe care le-am restaurat, rearanjat cumva, unul de la mine din familie, de la bunicii mei, unul de la bunicii soțului meu. De asta se și numește Casa Origini, pentru că ne amintește foarte tare de familia noastră și de originile noastre ca neam. Până ce Ana Maria mi-a prezentat casele, șef Andrei a început să pregătească bunătăți la cuptorul din curte și m-a așteptat pregătit cu toate cele necesare pentru a vopsi ouă în foi de ceapă cu model făcut în ciorap, așa cum făceau mulți dintre bunicii noștri. Așa, deci le vopsim pe vechi. Pe stil vechi, da. Așa. Dar mai înainte să fie vopsite, le-am degresat foarte bine, că ne dorim să prindă culoarea pe ele și să nu fie ceva spălăcit și... fără intensitate. Și atunci luăm o frunză de, să zicem, de trifoi prima, o așezăm pe ou, după care folosim o bucată de ștramp, ciorap sau cum vreți să-i spuneți, ceva ce nu mai este în folosință. Așezăm ou. Toate lucrurile din bucătărie e bine să se facă nu neapărat singur. Așa. Pentru că lucrurile astea țin de moment și de tot ce e în jurul lor, nu neapărat de ce urmează să mâncăm sau de ce urmează, ci ce simbolizează ele. Iar mâncarea tot timpul a adus oamenii împreună. Așa e. Am aranjat, de fapt nu eu, ci gazdele de aici împreună cu Andrei au pregătit masa asta așa ca de sărbătoare, pentru că suntem într-o zi de sărbătoare. Au ieșit și ouăle frumos. Ce drăguțe sunt! Avem și ouă aici în farfurie de decor, dar eu o să eliberez farfuria, pentru că în timp ce tu îmi spui ce mai avem aici și ce mi-ai pregătit pentru ziua de astăzi, eu vreau să gust niște ciorbiță, pot? Super, rog, ajută-mă. Sigur că da. Așa. Păi, cum am zis, ca să stăm în spiritul sărbătorilor și să nu ne ducem mai departe de tradițiile care le avem, din miel am pregătit ciorbă de miel, pe care am dres-o cu smântână. Așa. Și am terminat-o cu leuștean proaspăt din grădină. Uh-huh. E o aromă spectaculoasă. Friptura de miel, căreia i-am pregătit un sos cu usturoi verde, ceva foarte fresh, lămâie și pătrunjel. Da, îmi plouă în gură, recunosc. Da. E... Așa, și mie. Sarmale. Așa. Nu puteau să lipsească, cum nu lipsesc de pe nicio masă de sărbătoare de la noi, la români. Drop de miel, am folosit chiar tot mielul, nu am făcut ca nimic să se risipească. Ceapă verde și ridichile, pentru că sunt proaspete în grădină. Puțină telemea. Iar pentru partea dulce, pentru că nu o putem lăsa deoparte, acum știi cum e, e cheat day în momentul sărbătorilor, suntem cam în vacanță. Pască cu brânză dulce. Așa. Și cozonac. Și cozonac. Abia aștept. O să spun și o bucată de carne. Hai să vedem cum arată cărnița aia. Ca să fim siguri că... crocantă. După ce am mâncat cu toții din bunătățile preparate de șef Andrei, m-am retras în căsuța mea, iar dimineața am început-o cu un moment de relaxare, timp în care am savurat cafeaua admirând peisajul. Iar apoi am luat lecții de olărit de la domnul Mihai Băscu, olar autentic din satul Olari, ultimul din neamul lui, care a venit la cazarea noastră cu câteva farfurii făcute de dânsul, printre altele. Începem ziua în forță cu... Am învățat ceva nou. Învăț de la domnul Băscu să olăresc. Păi îmi face o farfurie și pe ea desenată așa, ca un atelier de urgență, simbolul ceramicii de Hurez, cocoșul de Hurez. La noi în Hurezul e o istorie, am făcut o istorie, deci pentru că îl numește și un moștenit din tată în fiu de pe timpul lui Constantin Brâncova. Esențial la noi este decorul. Pentru care am și intrat în UNESCO, pentru un decor unic în lume și este stilele de decor unic în lume cu care decorăm. Decorăm cu un cor de vită, cu vârful penei de gâscă și gaiță. Foarte frumos. Să văd, explicați-mi ce e de făcut. Veniți aici lângă mine. Așa. Și începem să învârtim roata. A, învârtiți dumneavoastră, bine. Acum o să centrăm bulgărele, acesta de lut, pe mijlocul taierului. Și acum îmi pun amprenta cu o inimioară
Și povestea va fi că acest cocoș este in love. Uite, fac aici. Pac. Pac. Mi-a plăcut să fiu în preajma unui olar autentic și să aflu secretele acestui meșteșug. Dar am fost nevoit să plecăm să descoperim zona. Astfel că, la câteva minute distanță, ne-am oprit să vizităm mănăstirea Berislăvești, un lăcaș de cult ridicat în anul 1753. Astăzi renovat și de mai bine de un an devenit mănăstire de maici. Am stat de vorbă cu maica stareță Ștefania Negru și cu duhovnicul mănăstirii. M-am încărcat cu energia bună de aici, iar apoi am plecat spre Parcul Național Cozia. Am străbătut aici un drum prin pădure până la mănăstirea Stănișoara, unde ne-am oprit să admirăm peisajul. Încheie experiența mea aici, înconjurată de natură și de liniște. Și sper din suflet că v-am inspirat și pe voi. Sunt Cristina Șeulean. V-am pupat!